Este sâmbătă dimineață și avem un teaser surpriză de la Marvel pentru Captain America Brave New World. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam, nici nu sunt foarte la curent cu teaserele de pe social media și așa mai departe. Pur și simplu m-am trezit în DM-urile mele cu linkul către acest teaser și am zis, perfect, facem o reacție, o filmăm a doua zi, numai bine de weekend, o postăm undeva săptămâna viitoare. Deci la momentul acesta, câștigătorul giveaway-ului cu The Batman Who Laughs nu este încă cunoscut de mine, dar la momentul la care videoclipul va fi postat, cineva va fi norocosul deținător al acestei reviste. Dar să încetăm cu plagurile, să ne concentrăm pe motivul pentru care sunteți pe acest videoclip, reacție și analiză a teaserului Captain America Brave New World. Dacă îți găsești un loc în care să stai, putem să începem. Un pic de apă, că urmează să vorbesc mult. Bună dimineața, cafeluță! Numele meu este Vlăduț și vreau să vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să vă uitați la un nou videoclip de pe canalul meu. După cum ați văzut, pentru astăzi avem reacție și analiză pentru teaserul Captain America Brave New World, cel de-al patrulea film Captain America, deși trilogia lui Steve Rogers s-a încheiat, după cum am văzut în Endgame, happy ending pentru primul nostru Captain America, în momentul de față este posibil sau nu să avem începutul unei noi trilogii, și anume una cu Sam Wilson ca fiind Captain America. Dacă îl vom mai vedea pe Bucky Barnes, dacă vom mai vedea vreunul din toate celelalte personaje care au fost asociate cu acest IP până acum, rămâne de văzut, o să aflăm în acest teaser, ca o scurtă recapitulare a situației curente, mai ales după The Falcon and the Winter Soldier, unul dintre primele seriale care deschidea era serialelor de pe Disney+. Sam Wilson este în toată puterea cuvântului noul Captain America, are costum, are scutul lui Captain America, are binecuvântarea tuturor celor din jur și mai ales este împăcat cu el însuși cu privire la această decizie. The Winter Soldier, Bucky Barnes, s-a împăcat cu trecutul lui în măsura în care a putut și pare să fie ales din nou să fugă, să se ascundă, să încerce probabil să-și clădească o nouă viață undeva altundeva. Lumea este totuși într-un moment destul de delicat, cel puțin în MCU. Avem evenimentele din Black Panther, Wakanda Forever, care par să fi zguduit un pic, cel puțin buna înțelegerea tuturor țărilor, după cum am văzut în momentul în care regina apare în fața Națiunilor Unite pentru a discuta despre situația vibraniumului curat. După cum bine știm, totodată în urma evenimentelor cu privire la Snap și Blip, lumea per total este într-o oarecare confuzie cu privire la ce s-a întâmplat, cei care au dispărut, au reapărut, cum s-au mișcat lucrurile între timp în lume, oameni care nu mai au case, oameni care nu mai au joburi, pentru că noi așa au dispărut 5 ani de zile, națiuni care se ceartă pe tot felul de ciurucuri și așa mai departe. Din titlu și din rolul pe care îl joacă în general personajul Captain America în relație cu situația politică a lumii, mă gândesc oarecum că vom avea parte din nou de un soi de nouă amenințare militară internațională pe care Sam Wilson se pare că o va investiga. Dacă acest lucru este cerut de mai sus sau dacă acest lucru se întâmplă pentru că el preia frâiele situației, rămâne de văzut. Cine îl va ajuta, de asemenea, rămâne de văzut. Avem tot felul de personaje cu care el s-a mai întâlnit pe parcurs și cu care a lucrat bine în echipă, dar măsura în care ele se vor întoarce în acest film este încă necunoscută. De asemenea, avem continue teaseri cu privire la Thunderbolt Ross și rolul pe care îl va juca el activ mai departe. Știm că urmează un film, Thunderbolts, echipă în formarea căreia, bineînțeles, el joacă un rol absolut crucial. Sunt curios în ce măsură acest film va fi o continuare pentru serial, will tie in to Wakanda Forever și va seta terenul poate pentru Thunderbolts. Trebuie să recunosc că intru destul de blind în această reacție, în ideea în care nu am fost la curent cu privire la casting, la ce nume vor mai apărea pe acolo. Nu știu aproape nimic despre acest film, în afară de ce am dedus sau am presupus văzând filmele anterioare și ce puține materiale promoționale am mai văzut invadând social media, dar astea sunt, repet, foarte puține. Prin urmare, o să discutăm mai mult după trailer și un pic pe parcursul vizionării lui. Ca de obicei, o să pun pauză în momente cheie, o să-mi exprim părerea și, mă rog, reacția cu privire la ce văd, dar apoi urmează să facem o analiză mai detaliată cu privire la ce am văzut și ce presupun eu că va urma sau de ce presupun eu că vom avea parte în film. Ca o mică paranteză, după cum știți, Marvel este absolut expert la misdirection în trailere. Rare ori ce se întâmplă în trailere sau ce se sugerează din trailere se și întâmplă cu adevărat în film sau în exact aceeași manieră, dar să nu mai pierdem vremea, să ne punem căștile și să intrăm în trailer. Wilson. Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit I'm still getting used to the new look.
They said to lose the mustache or lose the election. Ăsta este noul actor pentru Thunderbolt Ross. După cum știți, am suferit o pierdere tragică a actorului inițial și nu mi-am dat seama deodată, dar se pare că Thunderbolt Ross este noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Să vedem ce înseamnă asta pentru poveste. Look, they said to lose the mustache or lose the election. You and I haven't always agreed in the past. But I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. Deci se pare că the layout pentru The Thunderbolts se așează chiar acum. Sam este din start neîncrezător în domnul Ross și planurile sale, planuri care presupun ca Captain America să devină din nou un simbol militar al libertății și democrației internaționale. Momentan este doar un moment de tensiune. Dacă nu mă înșel, îl avem și pe, am uitat cum îl cheamă, cel care urma să devină partenerul lui Sam în serial, în The Falcon and the Winter Soldier. Deci mă așteptam cumva să fie reintrodus și cel mai probabil să preia rolul de Red Wing. Să vedem dacă acest lucru se va concretiza până la final sau este doar pur și simplu partenerul său și vor lucra împreună. We'll show the world a better way forward. Sir, your inner circle has been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. Un assassination attempt asupra președintelui, care se va sonda, iată, cu faptul că Sam îi spune că există cel mai probabil o cârtiță în interiorul cercului apropiat al președintelui, după cum se știe și în realitate, și mai ales în MCU, președintele Statelor Unite este foarte bine protejat, înconjurat numai de oameni de încredere, însă se pare că acest lucru nu mai este de actualitate, după cum bine știm că Hydra s-a infiltrat anterior și în SHIELD, acum se pare că se infiltrează și în cercul interior al președintelui Statelor Unite. Sam, care investighează un posibil lead, pare că descoperă acest laborator unde, după cum arată lumina și cătușele, sigur nu s-au întâmplat lucruri bune. Să vedem dacă vom avea vreo revelație cu privire la antagonistul principal. Either you can't see that, or you don't want to. What if it's a trap? Global power is shifting. You're just a pawn. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Un întreg serial s-a dedicat exact acestui aspect, acestei dileme pe care Sam a avut-o. Faptul că el este într-adevăr Captain America, asta a vrut Steve, dar nu este Steve. Totodată sunt interesat de faptul că nu-l vedem câtuși de puțin pe Rhodey, pe War Machine. Asta s-ar putea să aibă legătură cu evenimentele din Secret Invasion, unde, după cum bine știți, Rhodey s-a dovedit a fi fost un Skrull o foarte lungă perioadă de timp. Mai probabil în momentul de față se recuperează și nu mai este apt fizic și cel mai probabil psihologic pentru a fi atât de aproape de aceste tensiuni politice. Să vedem ce revelații vom avea mai departe în trailer. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. You're right. I'm not. Am văzut doi zburători. Avem și transformarea, da. Faptul că Thunderbolt Ross urma să devină Red Hulk a fost un lucru absolut evident de la bun început.
Toate acestea trebuie să recunosc că nu m-aș fi așteptat ca acest lucru să se întâmple în acest film, ci am crezut că se va întâmpla în Thunderbolts. Cu toate acestea, în momentul în care, pe la jumătatea teaserului, am început să văd toate acele tente roșiatice, laboratorul unde lumina este roșiatică când cade pe cătușe și așa mai departe, a devenit destul de evident că spre asta mergem. Și că ori vom avea o transformare într-un trailer sau un film direct și maxim vom vedea just a glimpse, un ochi care se mărește sau ceva de genul acesta în teaser, însă nu așteptam să go all out și să-l arătăm pe Red Hulk, e adevărat, de la brâu în jos. Cu toate acestea, am impresia că Marvel încearcă să up the game, încearcă să stârnească interes, să bage bățul, să atragă lumea cu orice mijloace posibile. Eu cred că teaserul până acolo, fără Red Hulk, fusese destul de interesant, pentru cunoscători cu siguranță, pentru neinițiați era oricum suficient de interesant faptul că, iată, președintele Statelor Unite este din nou în pericol, la fel cum s-a întâmplat și în Secret Invasion, dar de data aceasta ceva mai serios, având în vedere că avem parte de o infiltrare fără niciun fel de scroll în cercul lui intern. Sam a fost convingător, ca de obicei, n-am văzut nicio urmă de Bucky sau de alte personaje cu care a mai lucrat în trecut, în MCU. Îl avem însă pe partenerul său, care cel mai probabil va fi devenit Red Wing pe final, atunci când am zis că am văzut doi zburători. Totodată acea ultimă parte a filmării este un pic out of sync. Îmi cer scuze pentru această dificultate tehnică, nu am vrut să retrag acel cadru tocmai pentru a vă sublinia cât de reale sunt reacțiile mele și că chiar am văzut trailerul pentru prima dată atunci. În altă ordine de idei, filmul arată interesant. Premisa este destul de banală. Noul președinte, Thunderbolt Ross, vrea să creeze o echipă, vrea să creeze o imagine în care Statele Unite ale Americii au la dispoziție, militar vorbind, these assets, these superhero beings, these super enhanced individuals care pot interveni în orice moment, în clipa în care țara este în pericol sau țara, dimpotrivă, vrea să make a step forward. Apoi urmează un assassination attempt, despre care eu personal cred că este mai mult ca sigur o scenare, astfel încât Sam să fie aruncat pe o pistă greșită, pentru că el în mod evident nu vrea să participe la acest joc al președintelui, el și-a jucat cartea, Sam cel mai probabil îl refuză, după cum vedem la începutul teaserului, după care președintele îl aruncă pe această pistă greșită, însă Sam, din păcate fiind mult prea priceput, descoperă adevărul sau se apropie tot mai mult de adevăr până când vedem, iată, transformarea. Cu toate acestea, am senzația că nu avem toți jucătorii. Mai este un individ care vorbește la telefon, îi spune că the international powers are shifting. Acela este posibil să fie un alt jucător important pe această scenă despre care nu știm mare lucru. Îmi aduce aminte din spate și the way it was shot de Magneto, de Ian McKellar Magneto. El purta acel palton și acea pălărie foarte elegantă și la fel cum se vedea din spate, cumva a fost un throwback, sunt 95% sigur că nu este Magneto, dar cumva cred că și shot-ul nu a fost întâmplător ales sau întâmplător filmat. Una peste alta, teaserul arată bine, este interesant, sunt entuziasmat să-l văd pe Red Hulk, sunt ani de zile de când așteptăm să-l vedem pe Red Hulk, cred că cu toții. Sunt interesat să văd cum se duce mai departe povestea lui Sam Wilson, sunt interesat să văd dacă acesta este un standalone movie sau începem o nouă trilogie cu Sam Wilson ca și Captain America. Mie personal, Anthony Mackie îmi place foarte mult. Mi se pare un actor foarte bun, foarte șarmant, foarte priceput în a transmite emoții, foarte bun în a livra replici, atât amuzante cât și serioase. Mi se pare un actor cu un spectru larg sau cu un spectru potrivit de sentimente pe care le poate transmite pentru acest univers. Acum, este clar că we have a brave new world coming up. Întrebarea este dacă Sam Wilson este parte din ea sau împotriva ei. Așa cum, dacă ne aducem bine aminte, în Civil War, Steve Rogers era împotriva curentului schimbării, chiar dacă este adevărat, acea schimbare nu era cea potrivită pentru el. Sunt multe paralele, sunt multe alegorii aici. Teaserul este reușit. Pentru ceva ce ne livra de obicei Marvel, ca și teaser, sunt destul de mulțumit. Și asta mă face destul de entuziasmat pentru trailerul întreg, pentru că, după cum am văzut la Deadpool and Wolverine de asemenea, între teaser și trailer a fost o diferență destul de mare cu privire la cantitatea de informație care este oferită. Acestea fiind zise, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la această reacție, la acest teaser. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like, astfel să influențați algoritmul pentru a duce acest videoclip în feed-urile altor persoane interesate de astfel de content.
Dacă aveți orice fel de gând despre acest film, despre acest teaser, despre reacția mea, despre canal în general, nu uitați să lăsați un comentariu. Putem să vorbim deschis despre absolut orice în secțiunea de mai jos. Dacă credeți că această reacție este de interes pentru cineva care este pasionat, consumator de MCU, de filme cu supereroi, nu ezitați să dați un share și nu uitați să vă abonați la canal apăsând pe butonul de subscribe pentru a rămâne la curent cu ce urmează să scot în viitor. În ultimul rând, mi-am făcut și profile de social media, avem și Instagram și TikTok în descriere. Nu uitați să-mi dați un follow acolo pentru a putea fi la curent cu mine și prin aceste modalități. Acestea fiind zise, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră și de celor din jur și nu uitați, vă doresc în continuare o zi!